Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnal. PSD decide strategia pentru următoarea sesiune parlamentară, iar moțiunea de cenzură, cu care tot amenință socialdemocrații, este principalul subiect. În plus, discută și despre legea consumatorului vulnerabil. În timp ce premierul a anunțat că ar vrea ca legea să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2022, PSD ar vrea ca legea să fie adoptată cât mai repede, astfel încât să intre în vigoare de la 1 octombrie. Gabi Mihai se află și ea pe litoral, acolo unde se ține Comitetul Politic Național al PSD și ne aduce detalii. Bun găsit, Gabi, te ascultăm! Bună dimineața! Liderii socialdemocrați se întâlnesc astăzi în mai multe ședințe de partid, ședințe în care opoziția va pune astăzi la cale strategia pe care o va urma pentru a depune o moțiune de cenzură nouă împotriva guvernului Câțu. O să stăm de vorbă acum cu invitatul meu la cadru, domnul Mihai Tudose, vicepreședinte al Partidului Social-Democrat. Bună dimineața! Veți stabili astăzi care este strategia, însă am văzut că la vârful partidului s-a dat deja semnalul că ar fi depusă moțiunea de cenzură în primele 10 zile de când începe noua sesiune parlamentară. Nu, este o teză de lucru. Astăzi vom analiza toate scenariile posibile și evident vom alege momentul cel mai bun, fiindcă ea trebuie să și treacă și să nu cumva moțiunea depusă de PSD să fie, conform celebrei zicale, agresiunea externă, faptul de coziune internă, să sporească puterea de negociere a celor din alianță. Atunci o să găsim momentul cel mai potrivit, o să ascultăm toate opiniile, ce ați mai auzit dumneavoastră de ieri pe aici, fiecare și-a exprimat o opinie, să vedem, fiecare și-o argumenteze și evident că o să luăm pe cea mai bună. În opinia dumneavoastră, acum, care ar fi cea mai bună variantă? Când ar putea trece această moțiune de cenzură? Înainte sau după congresul pe care îl vor avea cei din Partidul Național Liberal în care își vor alege noul președinte? Aici o să vă dezamăgesc, fiindcă aș prefera să-mi spun opinia în cadrul partidului, nu la televizor înainte. Am o opinie, da, o să o argumentez în cadrul ședinței de partid. Care sunt principalele argumente pentru depunerea unei noi moțiuni de cenzură? Da, dacă ne uităm de jur împrejur, pe stradă, fiecare om, dacă se uită în frigider, dacă se uită la contoar, să vadă că principalul argument al moțiunii cenzurii este să plece acest guvern. Să vină altceva. Noi preferăm să ne ducem cumva spre alegeri anticipate. Adică să resetăm vorba domnului președinte. Este clar că actualul parlament nu mai respectă voința populară. Ați văzut dumneavoastră sondajele, PNL-ul, USR-ul sunt în cădere liberă, nu mai respectă voința populară, oamenii au fost înșelați de promisiuni. Deci a trebuit să ajungem la alegeri anticipate. Credeți că există șanse reale pentru a ajunge la aceste alegeri anticipate? Șanse teoretice sunt pentru ce? Probabil că se vor certa, probabil că se vor și splita partidele, USR-ul văd că toți cântește că au fost înșelați, că evident că au fost înșelați, că s-au mințit unii pe alții cum ne-au mințit și pe noi. I-au jucat în filmul ăsta, cine e cel mai șmecher, cel mai mare mincinos. S-a cam terminat funia. Și acum vor începe și cu aruncatul pisicii, stai un pic că s-a scumpit energia din cauza voastră, ba nu că din cauza voastră, că pâinea s-a scumpit, că eu nu mănânc pâine, eu nu beau benzină și așa mai departe. Țara este în cădere liberă. În comparat eu cu un grup de prieteni, e ca și cum, știți, împing un pian pe geam de la etajul 10. Pianul ăla să mai țin un pic. În 2-3 luni, pianul va fi în cădere liberă și în momentul ăla s-a dus. Ați vorbit despre USR și despre eventuale nemulțumiri ale celor din USR, dar credeți că ar fi pregătiți să iasă de la guvernare? Ei nu sunt pregătiți să guverneze, după cum vedeți, că tot unul dintre sloganurile lor a fost fără penal în funcții publice. S-a dus și au clamat mare pricepere în ceea ce privește fonduri europene. Da? Uitați ce au făcut cu Planul Național de Redresare și Reziliență. E un vis urât. Alte țări deja implementează programele, au luat banii, cheltuie. Noi suntem la al șaselea draft foarte serios. A ieșit și președintele și ne-a spus că toată lumea știa, adică ei știau că primele nu au fost foarte bune, dar mai lucrăm. Între timp, știți, e pacientul în pat, dă să moară și doctorii spun, domnule, știu că primele tratamente nu au fost foarte bune, dar tocmai de asta exersăm așa că poate, noi între timp moare pacientul, adică România. Noi suntem pe cale de a ieși din orice zonă de competitivitate economică, peste 70% din mărfurile produse în România sunt exportate din export, sunt exportate în Uniunea Europeană, avem cea mai scumpă energie, iar energia este în orice, și în pâine, și în tot ceea ce înseamnă zona industrială. Ne plângem doar de facturile casnice. Factoria casnică mare
va veni cu un zero la orice întreprindere. O să fie un dezastru din punct de vedere economic. Tot ce înseamnă angajator privat și angajat la privat va avea de suferit. Sunt absolut inconștienți. Se vor închide fabricile, va intra lumea în șomaj, îi vor executa băncile, îi vor executa cei de la Enel, de la gaze, Enel, de la curent. Nu știu ce vor să facă. Bani din afară, nu este niciun program. Astăzi, când stăm de vorbă, nu este nicio factură la decontare la Uniunea Europeană. Să primim bani. Nici pe programul financiar multianual vechi, nici pe cel nou. Până și Grecia, cu incendii, cu știți ce a pățit săraca țară vara asta, au depus programele pentru cadrul financiar multianual următor. Noi suntem vază săceat între ei, care pe care, cine a pus, cine a înfiblat leaua în brânză, ca să nu spun altceva. Și între timp, fiecare, unul fură zahărul din ceai, altul rugăciunea în apă sfințită, că acolo au ajuns. Și o să ajungă în curând, sper, să se rupă. Rupându-se, ajungem emancipate, fiindcă noi să guvernăm cu PNL-ul, nu există așa ceva, nici cu USR-ul. Cam auzit niște voci, domnule, noi nu să guvernăm niciodată cu PSD-ul. Deci sunteți nebun, dar va invita cineva? Adică, e balamul curat. Și atunci vine și momentul moțiunii, fiindcă azi când stăm de vorbă, eu nu cred că este coaptă foarte tare. Să treacă și congresele, să, la ei, bineînțeles, să vedem. Pentru că vorbeați despre prețul energiei, voiam să vă întreb cum credeți că se va întâmpla cu acea lege a consumatorului vulnerabil în contextul în care premierul Florin Câțu spunea că ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2022, însă liderul social-democrat Marcel Ciolacu spunea că ar vrea să facă demersuri astfel încât legea să intre în vigoare de la 1 octombrie. Sunt șanse? Este evident că ei, având acum majoritatea în Parlament, având structura guvernamentală, controlează jocul. Nu au nici cea mai mică intenție să facă acest lucru, bucurându-se la TVA-ul foarte mare la aceste utilități. Dacă puteți să cercetați, să vedeți că este adevărat ceea ce spun, în Senat, PSD-ul a depus un amendament la această lege a consumatorului vulnerabil, ca ea să intre în vigoare de la 1 septembrie. Puterea a votat împotriva acestui amendament și urmăream cu stupoare, cum Raluca Turcan, parcă o cheamă, o doamnă blândă foarte gălăgioasă la ei, spunea, domnule, este vina lui Orban, care în Parlament o ține și noi am fi vrut. Dacă intrați pe site-ul Senatului României, o să vedeți că prim-ministru Câțu, în timp ce era senatorul Câțu, a votat împotriva intrării în vigoare de la 1 septembrie. Deci, nu Orban. Exact ce spuneam, încep cu cine a pus cioboi în ceai. Nebunia este că, repet, nu este numai a consumatorului vulnerabil, adică consumatorul casnic. Erau niște exemple și la dumneavoastră pe post de facturi venite acasă de 1200-1900 de lei curentul. Gândiți-vă ce înseamnă facturile acelea care o să vină de milioane la o întreprindere. O să o închidă. Și atunci consumatorul e foarte fericit acasă, dar o să rămână mai mult acasă, că nu o să rămână unde o să ducă la servici. E un dezastru ceea ce fac. Un dezastru. E similar să bucură la TVA-ul acesta mărit, ca și cum ar culege, nu știu, mărul prin tăierea pomului. Îl duc pe tot acasă, îmi spun, am înțeles, dar de mâine ce facem? Sunt inconștienți, efectiv sunt inconștienți și este clar că sunt total nepregătiți să conducă. Nici n-au habar, au și o intenție. Ce au făcut în pandemie, știți? Ați auzit pe cineva ceva de pandemie? Sunt spitalele pline. N-au nicio treabă, îi fac congres. Premierul a fost în vamă, chestii de-astea, în vamă, la, nu știu, festival, la Cluj. S-au umplut spitalele. Nu, absolut iresponsabil. Am văzut că o altă nemulțumire este legată și de modul în care a fost făcut proiectul de rectificare bugetară, de altfel criticat și de Consiliul Fiscal. Și cei din partidul dumneavoastră spuneau că Partidul Social-Democrat spuneau că practic Consiliul Fiscal a venit doar să confirme ceea ce ați susținut până acum. Cum vedeți acest proiect? Păi, e un săilare de cifre care să răspundă unor interese momentane ale lor în lupta dintre tabăra 1, tabăra 2, tabăra WOW cu tabăra MAU și așa mai departe. De cumpărat primarii, iei bani de la fondul de pensii și duci în fondul la dispoziția primului ministru ca să plătești, au apărut ieri niște SMS-uri, am văzut. Vino la noi că o să ai proiecte ca să... Doamne, trei de procurator, iertați-mă ceea ce fac acolo. Sau de spitalul de nebuni, una din două. Așadar, pe scurt, dacă se poate să ne dați trei exemple pentru care ar trebui să plece din funcție guvernul. Proști, hoți, trei motive, da? Proști, hoți, incompetenți.
Mulțumesc frumos. Așadar, astăzi, așa cum spuneam, o serie de ședințe în cadrul Partidului Social Democrat, ședințe în care se va stabili strategia pentru depunerea unei noi moțiuni de cenzură. Vom vedea până la urmă care va fi decizia luată, în contextul în care am văzut că Marcel Ciolacu spunea că ar trebui ca această moțiune de cenzură să fie depusă în primele 10 zile de când începe noua sesiune parlamentară. Pe de altă parte, sunt și alte persoane, alți lideri socialdemocrați care consideră că această moțiune de cenzură ar avea mai multe șanse să treacă după ce va fi organizat Congresul Partidului Național Liberal. Gabi, mulțumim frumos pentru această intervenție. Urmărim subiectul, evident, și revenim cu detalii. Continuăm acum jurnalul. Angajații administrației Lacuri, Parcuri și Agrement în frunte cu edilul Nicușor Dan au ajuns în Parcul Cismigiu pentru a face curățenie. După ce l-a demis pe directorul Alpab joia trecută pentru starea deplorabilă în care se află parcul, Nicușor Dan a anunțat că va desființa cele două companii municipale care ar fi trebuit să se ocupe de parcurile capitalei. Primarul a declarat că speră ca într-o săptămână Parcul Cismigiu să arate așa cum trebuie. Aflăm mai multe detalii de la colega mea, Diana Toma. Bun găsit, Diana, te ascultăm. Bun găsit, încă de la prima ora dimineții, edilul capitalei s-a prezentat chiar aici, în Parcul Cismigiu, alături de cei 40 de angajați, așa cum ne-a menționat și săptămâna trecută, și au demarat acțiunile pentru a curăța întregul parc. Foarte important de precizat în acest caz este faptul că, spune acesta, deși a încercat să modifice această problemă și să ducă la un lucru mult mai bun în acest sens, nu a reușit datorită angajaților Alpab, care nu și-au făcut treaba așa cum trebuia, și spune acesta că, deși a încercat prin intermediul unei rectificări bugetare să mărească bugetul alocat parcurilor, implicarea a lăsat de dorit în acest sens, motiv pentru care se gândește și să externalizeze ceea ce înseamnă firma de curățat în parcuri, și prin externalizare se referă Nicușor Dan la faptul că, spune acesta, are nevoie de o companie care să strângă gunoiul din coșuri, care să tundă iarba și să o strângă mai departe, nimic în plus. Totodată există un alt motiv la care se gândește în acest sens, și anume faptul că este destul de costisitor în prezent faptul că iarba este strânsă pe un leu și tunsă tot pe un leu, iar spune acesta că în cazul serviciilor publice din alte parcuri prețul este de 40 de bani pentru cele două acțiuni și nu 2 lei, lucru care îl nemulțumește pe edil. Totodată ne reamintim, l-a demis din funcție pe Bogdan Tănase joia trecută, însă acesta este mutat pe o altă funcție, o funcție din domeniul cultural. Vom vedea în cele din urmă dacă edilul va reuși să strângă, să facă din nou curat în parcuri și să readucă imaginea Cismigiului de altă dată, și mai mult decât atât, spune acesta că vizează în continuare să curețe și alte parcuri importante din capitală, însă vrea să facă acest lucru treptat, motiv pentru care începe încet încet. Vom vedea în continuare dacă curățenia va fi și menținută și cu ce parcuri va continua edilul. Avem o echipă de 40 de oameni de la Alpab, care au o săptămână sarcină să pună la punct Cismigiu, în sensul să facă curățenie și să tundă iarba acolo unde nu este tunsă. Puțin mai târziu, când o să avem bani, o să ne ocupăm de alei, iar de marile investiții, asta depinde de bugetul pe anul viitor, dar vă promit că în 2 ani o să arate toate parcurile de care noi ne ocupăm așa cum ar trebui să arate niște parcuri. Avem o problemă, o întârziere cu curățatul statuilor. Statuile nu țin de Alpab, țin de Direcția de Peisagistică, fostul AMPT. Acolo, pentru statui trebuie să luăm pentru curățarea statuilor trebuie să luăm un aviz de la Direcția pentru Cultură, organismul subordonat al Ministerului Culturii, și acolo este o mare întârziere cu obținerea avizelor. A fost iarăși prăpăd în mai multe județe din țară în urma ploilor abundente. Inundațiile au afectat zeci de gospodării din Prahova, Brașov și Argeș. Au fost distruse și drumuri, iar pompierii au intervenit pentru a evacua apa din gospodării.
Din cauza vijeliilor și ploilor abundente care au cuprins județul Brașov, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost nevoiți să intervină la peste 30 de solicitări pentru a scoate apa din subsolurile sau gospodăriile unor oameni, transmite brașovmetropolitan.ro. Potrivit ISU, la cele peste 30 de solicitări au venit din Râșnov, Moeciu, Stupini, Săcele, Predeal, Zărnești și Feldioara, unde s-a intervenit cu autospeciale cu motopompă pentru evacuarea apei din mai multe gospodării. Aici ce aveați? Roșii, zneură, coacăze. Și toată grădina e inundată. Păi uitați-vă dumneavoastră, se vede. Credeți că mai puteți salva ceva de aici? Nu mai. Păi nu vedeți că e numai... Auziți? Aici de la WC-uri, de la pentru că nu e canalizare. Pe lângă ploile propriu-zise, cauza inundațiilor a fost în unele zone și revărsarea unor pârâuri care, în mod normal, nu ridică mari probleme, așa cum sunt Ghimbășelul sau Bârsa. La acțiunea de evacuare a apei din gospodării și întărirea digului distrus de ape, participă 35 de pompieri cu 6 autospeciale, 3 camioane și 10 motopompe, sprijiniți de jandarmi, potrivit ISU și IJJ Brașov. Primarul orașului Brașov spune că a luat măsuri pentru a-i ajuta pe localnici. Deja compania APA, la solicitarea noastră, a pus la dispoziție 2000 cisterne de câte 1000 de metri cubi. Prin urmare, în două puncte din cartierul Stupin există sursa aceasta de apă potabilă și sigură. Pe baza evaluării identificăm prioritar situațiile care necesită evacuare și există o procedură în acest sens. Le vom oferi tuturor celor care solicită acest lucru condiții de cazare. Furtuna a făcut ravagii în Argeș. Zeci de gospodării inundate, acoperișuri smulse de vânt și mașini avariate este bilanțul pagubelor cauzate de ploile abundente din ultimele ore. Pompierii argeșeni intervin de mai bine de 12 ore pentru evacuarea apei din 30 de gospodării din Câmpul Lung, unde apa a intrat în casele oamenilor din cauza furtunilor. Și militarii au intervenit pentru degajarea unui copac în zona Ivancea, în curtea de Argeș, dar și pentru înlăturarea unor elemente de la două acoperișuri care au căzut pe 9 mașini. Tot în județul Argeș, mai multe drumuri au fost blocate. Nici județul Prahova nu a scăpat de furia naturii. Potrivit ISU, 6 locuințe din Azuga și Bușteni au fost inundate, apa intrând și în 2 beciuri din Bușteni și într-un depozit din Sinaia. Pompierii s-au chinuit ore în șir să scoată apa din gospodării. De asemenea, s-a acționat pentru evacuarea apei din zona Gării Sinaia, din zona Cumpătu Sinaia și de pe o stradă. Un copac a căzut pe o pensiune din Bușteni, iar 10 persoane au fost nevoite să se autoevacueze. Cauza inundațiilor, jumătate din locuitorii orașului Bușteni au rămas fără apă potabilă. Societatea Hidro Prahova S.A. a anunțat aseară pe oameni că din cauza ploilor torențiale, mai multe cartiere nu vor mai avea apă la robinet. Din fericire, problemele au fost rezolvate astăzi, așa că cetățenii au din nou apă la robinet, după cum anunță chiar primarul Bușteniului, Mircea Corbu. Din cauza inundațiilor și ploilor torențiale, locuitorii orașului Bușteni au rămas fără apă potabilă ore în șir. Totul este la normal la ora actuală, deci s-a dat drumul la rețeaua de apă, totul este sub control. Deci la ora actuală, deci tot orașul este alimentat cu apă. Primăria Bușteni a asigurat 4 tone de apă, iar la momentul actual nu este nevoie de container. Totul a revenit la normal. Primarul îi asigură pe cetățeni că apa este testată și că nu există niciun pericol pentru sănătatea lor. Specialiștii fac teste mult mai des acum să se asigure că apa este în limitele admise. La fiecare stație și uzine de apă sunt laboratoare și apa este tratată și se iau din oră în oră probe de... Primarul din Bușteni mai spune că toate problemele cauzate de furtunile puternice au fost rezolvate. La o pensiune au căzut 2 copaci pe o pensiune, dar s-a rezolvat. Am chemat echipe de la ISU și s-a rezolvat toată problema.
A fost panică noaptea trecută în capitală după ce un incendiu a fost semnalat la Spitalul de Copii Marie Curie. Incidentul s-a produs în jurul orei 2, când autoritățile au fost chemate pentru a stinge flacăra produsă de o priză care a luat foc. Pompierii ajunși la fața locului au depistat sursa incendiului, fiind vorba despre un scurt circuit al unei prize aflate într-un magazin din incinta unității medicale. Din fericire, nu au existat victime, iar cele 4 autospeciale de stingere au făcut cale întoarsă, asta pentru că incendiul a fost lichidat înainte ca salvatorii să ajungă. Incidentul are loc la o săptămână după ce tot la Spitalul Marie Curie a fost activat planul roșu de intervenție, ca urmare a unui apel la 112 care anunța un incendiu. O alarmă falsă însă, fumul văzut de cel care a apelat serviciul de urgență, fiind rezultat în urma unei acțiuni de deratizare în cadrul spitalului. Semnal de alarmă puternic tras de medicul Valeriu Gheorghiță în cazul variantei Delta a coronavirusului este puțin probabil să nu se infecteze toată familia, a declarat pentru un post de televiziune coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. O altă avertizare venită din partea acestuia privește situația pandemiei în România. Valeriu Gheorghiță spune că numărul infectărilor va depăși 2000 pe zi peste numai o lună. Varianta Delta se răspândește foarte puternic în cadrul familiei dacă o persoană ia virusul, spune coordonatorul campaniei de vaccinare, doctorul Valeriu Gheorghiță. În opinia sa, este așteptat ca, din acest motiv, numărul celor care se vor vaccina să crească în perioada următoare. În cazul variantei Delta, e puțin probabil să nu se infecteze toată familia. O persoană pozitivă poate să răspândească coronavirusul de la 5 la 9 persoane. E similară cu a vărsatului de vânt. Sunt studii care arată că rata de atac este de 19-20% în cadrul familiei. În acest context, medicul Valeriu Gheorghiță a anunțat că vor fi organizate cabinete pentru vaccinare în universități și campusuri și că vor exista și echipe mobile în școli pentru vaccinarea elevilor, a personalului din învățământ, dar și a rudelor copiilor. Acesta a menționat că această campanie ar putea dura 2 luni. Medicul Valeriu Gheorghiță a explicat și de ce coronavirusul se răspândește mai ușor în valul 4 pandemic. Acesta a explicat faptul că la virusul mutant Delta, simptomele apar după 4 zile, spre deosebire de varianta Alpha, când vorbeam despre 6 zile. Așa se face că noile predicții ale specialiștilor nu sunt deloc optimiste. Creșterea numărului de cazuri a fost mai rapidă decât ceea ce noi ne așteptam, ca atare, la jumătatea lunii septembrie, ne așteptăm să avem peste 2000 de cazuri zilnice, în loc de 1500-1600, cât estimam inițial. Această estimare este pe următoarele 4 săptămâni, însă nu înseamnă că acesta va fi pragul maximal la care vom ajunge, este predicția pe 4 săptămâni pe care noi o putem face în momentul de față, a mai declarat Valeriu Gheorghiță. În ceea ce îi privește pe cei care își cumpără certificate false de vaccinare, medicul militar a mai spus că practic cu 100 de euro, aceștia își cumpără riscul de a se îmbolnăvi, de a ajunge în terapie intensivă și chiar de a deceda. Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării Ciprian Teleman a declarat în emisiunea Dosar de Politician că este nevoie ca Poșta Română să devină stabilă din punct de vedere financiar. Compania aduce o lipsă gravă de personal menit să aducă plus valoare, a mai precizat ministrul. E foarte greu să angajezi un poștaș astăzi. De ce? Pentru că salariile sunt foarte mici. De-aia vă spun, primul pas este stabilitatea financiară a poștei, creșterea bancabilității ei. Poșta Română e o companie de stat. Da? Acolo, dacă, de exemplu, vrei să dai un salariu diferit față de media, nu poți. Poșta Română are dificultăți în a-și atrage personal, pentru că mai au nevoie de oameni. Există un ciclu de schimb. Ministrul Ciprian Teleman a explicat și de ce Poșta Română suferă de ineficiență. Un manager de companie cu 23.000 de angajați, o companie privată, o corporație, are un salariu, cred că, de minim 10 ori mai mare decât al directorului poștei. Trebuie să stabilizăm financiar poșta, trebuie să ajungem la punctul de inflexiune în care ea intră pe profit, devine mai bancabilă, e capabilă să poată atrage finanțări pentru remodelarea business-ului, pentru investiții, de exemplu, în ce lipsește acum, în centre de transfer.
Vicepremierul Dan Barna iese la rampă cu noi acuzații la adresa partenerilor de coaliție. Acesta susține că PNL și UDMR, citez, au tras pe sfoară USR Plus în ceea ce privește constituirea Comisiei Parlamentare de Cod Electoral, între ale cărei principale atribuții ar fi fost adoptarea legii privind revenirea la alegerea primarilor în două tururi. Noua acuzație lansată de vicepremierul Dan Barna apare în raportul înaintat sâmbătă Comitetului Politic al USR Plus, consultat de News.ro. Potrivit documentului în care este prezentat stadiul angajamentelor USR Plus în cele 8 luni de când se află la guvernare, obiectivul primari în două tururi este trecut la capitolul acceptat în programul de guvernare, dar blocată în aplicare. Este unul dintre cele mai mari semne de întrebare legate de funcționarea coaliției. Ca să fie spus clar, am fost trași pe sfoară, le-a transmis Dan Barna colegilor din conducerea extinsă a partidului. Potrivit hotnews.ro, vicepremierul subliniază că USR Plus a propus în programul de guvernare proiectul de lege privind revenirea la alegerea primarilor în două tururi, dar el a fost refuzat de unul dintre parteneri, aluzie la UDMR. Pentru a nu bloca crearea guvernului, am decis crearea unei comisii parlamentare pentru cod electoral și libertatea fiecărui partener de a negocia parlamentar pentru aceste chestiuni. Deși a fost luată în calcul la algoritmul parlamentar ca revenirea către USR Plus, partenerii au afirmat ulterior că nu a contat la distribuția conducerilor Comisiei Parlamentare și au condiționat crearea de a nu fi condusă de USR Plus și de a avea un mandat clar negociat dinainte. În concluzie, am arătat bunăvoință la crearea guvernului, acceptând să decidem chestiunile electorale ulterior în Comisia Parlamentară pentru Cod Electoral. Ulterior a fost blocată chiar crearea Comisiei în sine, a mai acuzat vicepremierul. Acesta le-a mai transmis liderilor USR Plus că același lucru s-a întâmplat și cu majorarea numărului de parlamentari pentru diaspora. Potrivit News.ro, tot la capitolul angajamente luate de USR Plus, dar neîndeplinite din cauza opoziției partenerilor de guvernare, Barna a enumerat și desființarea secției speciale de anchetare a magistraților sau reducerea numărului de primării. Accident teribil la ieșirea din comuna dâmbovițeană Dragomirești. Un tânăr motociclist în vârstă de 19 ani și-a pierdut viața după ce s-a izbit de un autoturism. Din informațiile martorilor oculari, șoferul mașinii nu ar fi acordat prioritate motocicletei. Poliția a deschis o anchetă în acest caz. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. În imaginile filmate de martori, se vede cum motocicleta a fost distrusă în urma impactului. Accidentul fatal s-a produs pe drumul național 72A, la ieșirea din localitatea Dragomirești, județul Dâmbovița. Tânărul de 19 ani se ducea de acasă în Târgoviște. Pe drum s-a întâlnit cu un șofer care nu i-a acordat prioritate. Tânărul a evitat impactul cu această mașină, dar a pătruns pe contrasens. Acolo a intrat în plin într-un alt autoturism care se deplasa regulamentar, autoturism condus de un bărbat de 40 de ani. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție, de la ambulanță, pompieri și poliție. Din nefericire, medicii nu l-au putut salva pe tânărul motociclist din cauza rănilor grave. Acum este anchetă în cazul acestui accident rutier mortal. Grav accident de circulație în județul Argeș. O șoferiță s-a răsturnat cu autoturismul pe care îl conducea cu viteză excesivă. Copiii care se aflau în mașină au fost răniți și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Accidentul s-a produs pe drumul național 73 în dreptul localității argeșene Furnicoș. O femeie în vârstă de 33 de ani a pierdut controlul direcției de deplasare, a intrat pe contrasens, a izbit puternic un cap de pod, după care s-a răsturnat. Șoferița ar fi mers cu viteză pe un drum care era umed din cauza ploii, potrivit martorilor oculari. La fața locului s-au deplasat mai multe echipe de salvare. În urma impactului au fost răniți doi minori în vârstă de 6 și respectiv 8 ani. Micuții au fost transportați la spitalul de pediatrie, unde au fost însoțiți de șoferița, care a refuzat îngrijirile medicale tocmai pentru a sta alături de ei. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Scandal de proporții în orașul Baia Mare, unde poliția a intervenit în urma unei sesizări cu privire la încălcarea liniștii publice. Un bărbat aflat sub influența băuturilor alcoolice susține că a fost desfigurat în urma intervenției ofițerilor. Aceștia spun însă că omul ar fi fost cel agresiv. Atenție, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Tot
Totul a pornit de la un apel la 112. Mai mulți locatari au cerut ajutor pentru că era gălăgie mare într-o casă din municipiul Baia Mare. Familia petrecea cu ocazia zilei de naștere a proprietarei imobilului. La fața locului, polițiștii ar fi dat peste un bărbat în stare de ebrietate și care a refuzat să se legitimeze sau să coopereze cu ei, potrivit presei locale. Bărbatul ar fi devenit agresiv și chiar ar fi lovit un polițist. La un moment dat s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut, iar în urma impactului cu solul s-a rănit la față. Omul a fost imobilizat, încătușat și dus la sediul poliției municipiului Baia Mare, după care la spital pentru îngrijiri medicale. Familia susține însă contrariul. Rudele spun că de fapt poliția a năvălit peste locuința lor deoarece ascultau muzică la un volum ridicat. Familia spune că bărbatul nu ar fi fost agresiv și ar fi fost bătut de polițiști sub privirile copilului său. Oamenii au mai declarat că vecinii nu au fost deranjați de petrecerea lor, însă apelul la 112 susține contrariul. În cauză a fost deschisă o anchetă. Polițiștii continuă cercetările pentru ultraj. Inconștiență maximă pe plajele din Costinești, o turistă a ignorat steagul roșu arborat pe plajă și a intrat în apa mării. Intervenția promptă a salvamărilor a făcut să nu se întâmple o tragedie. În Costinești au fost valuri puternice, însă chiar și așa, mii de turiști au intrat în apă. Turista nu a ținut cont de indicațiile salvamarilor și s-a aventurat în apele mării. Femeia a fost luată de un val puternic și dusă înspre dig. Oamenii au asistat neputincioși de pe plajă la acea scenă dramatică. Ce ați căutat acolo? Unde? Cum unde? De ce ați depășit geamandura? Nu am depășit, dar geamandura m-a luat puțin. N-ați văzut că este agul roșu arborat? N-ați văzut că este agul roșu arborat, doamnă? Să vorbesc frumos, că sunt oameni care m-au dus acolo. A venit valul. Ce căutați, doamnă, în apă? Este steagul roșu arborat. De ce trebuie să murim noi pentru noastră? Femeia nu a conștientizat pericolul imens în care s-a aflat și în care i-a pus și pe salvatori. După ce a fost scoasă din apă, tot ce a putut face a fost să-și ceară scuze, însă tot nu părea să conștientizeze pericolul semnalat de steagul roșu. Ce căutați aici? M-a luat un val. Păi tocmai de-aia. De-aia este steagul roșu arborat. Stațiunea Costinești este una dintre cele mai aglomerate de pe litoralul românesc. Pe fundal se aud fluierele salvamarilor care încearcă disperați să atragă atenția turiștilor să nu mai intre în apă. Totuși, plajele din Costinești au fost pline de turiști în weekend, iar mii de oameni au intrat în apa mării, în ciuda steagului roșu arborat de salvamari. Un consilier PSD a fost prins de polițiștii de la rutieră cu un plic de cocaină asupra sa. Bărbatul era pasager într-o mașină condusă de un șofer depistat pozitiv la aceeași substanță. Cei doi sunt acum cercetați pentru două infracțiuni, conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor interzise și pentru deținere de droguri. Descoperirea au făcut-o polițiștii din orașul Negreștoaș, județul Satu Mare, în timpul unei razii în trafic. Aceștia au organizat o amplă acțiune pentru a depista șoferii care au consumat droguri sau se află în posesia substanțelor ilegale. Acțiunea s-a desfășurat în zona localităților Negreștoaș, Vama și Bixad din județul Satu Mare, iar prezenți au fost și cei de la Serviciul de Acțiuni Speciale. În urma raziei, polițiștii au legitimat 80 de persoane din cele 70 de autovehicule oprite pentru control. Cu această ocazie, polițiștii au constatat în flagrant delict trei infracțiuni la regimul rutier, dintre care o infracțiune de conducere a unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice și două infracțiuni de conducere a unui autovehicul sub influența altor substanțe. Potrivit presei locale, este vorba despre un șofer în vârstă de 26 de ani din Negreștoaș, care a ieșit pozitiv la cocaină, după ce a fost oprit în trafic și testat de polițiști. Pasager în mașină se afla un consilier local PSD din Negreștoaș, asupra căruia s-a găsit un plic de culoare albă despre care se presupune că ar fi cocaină. Substanța urmează să fie expertizată, iar cercetările sunt continuate de Serviciul de Combatere a Crimei Organizate Satu Mare. Dacă va fi găsit vinovat, consilierul local va rămâne fără actualul mandat. În cauză s-a deschis un dosar penal pentru conducerea unui autoturism sub influența unor substanțe interzise, respectiv deținere de droguri. Protest al șoferilor pe un drum județean din Vaslui care duce spre județul Iași. Conducătorii auto sunt nemulțumiți că doar bucata din județul vecin arată foarte bine, în timp ce partea aferentă județului Vaslui este deplorabilă. Vrem drum bun! Ne-am săturat de promisiuni! Vrem asfalt!
Vrem drum mai bun! Ceea ce a dus la protestul șoferilor sunt astfel de imagini parcă rupte dintr-o istorie veche, pe când nu fusese încă inventat betonul. Mi se pare normal ce vedeți aici? Eu cu mașină 4x4, cu garda ridicată, și trebuie să merg cu a întâia cu 10 la oră. Mai mulți conducători auto spun că pe drumul județean 244D, care face legătura cu județul Iași, se circulă deplorabil doar pe porțiunea din județul Vaslui. Starea drumului ar fi deplorabilă la limita de județ, către podul Oprii, pe o porțiune de 3 km care pare lăsată uitării. Oamenii sunt nemulțumiți și pentru că nu ar mai avea nici măcar autobuz care să-i ducă de la Huș către Iași. Tot starea drumului este de vină. E plin de gropi și de noroi. Potrivit Ager Press, locuitorii din zona ar fi primit asigurări din partea autorităților că bucata de drum va fi modernizată, doar că acest lucru nu s-a mai întâmplat. Dialog halucinant între un polițist și o femeie care a fost prinsă băută la volan. După ce a fost oprită în trafic de polițiștii din județul Timiș, iar alcool testul a arătat un rezultat pozitiv, femeia a început să le jignească pe agentul de poliție și să explice cum în Germania, dacă bei o bere, ai voie să conduci. După ce l-a jignit pe polițist, convinsă în continuare că are dreptate, femeia s-a urcat la volan și ar fi încercat să plece, agentul de poliție oprind-o prin geamul mașinii. Cu toate că polițistul încerca să explice că în România este interzis condusul sub influența băuturilor alcoolice, femeia a fost de neînduplecat. Cum să dau peste cineva, tâmpitule, că nu sunt biată? Dacă bei o bere în Germania, ai voie să conduci, da? Da, România nu. Incidentul a fost făcut public de polițiștii de la sindicatul Europol pe o rețea de socializare. Culmea tupeului la această doamnă care a recunoscut că a băut o bere pentru că dacă bei o bere în Germania, ai voie să conduci. Probabil la fel s-a gândit și premierul Câțu când a condus beat, dacă bei 7-8 beri, poți să te urci la volan, au scris polițiștii. Vizibil deranjată că și-au permis să o legitimeze, aceasta a început să injure pe colegii noștri și să le ceară să o lase în pace, întrucât este o persoană publică. Pentru că a vrut să se simtă ca în Germania, femeia a rămas pieton acum, având timp suficient să se gândească la câte beri are voie să consume, a mai transmis sindicatul Europol. Carantina se pare că nu este pentru toți, o confirmă imaginile postate pe o rețea de socializare de o tânără din Suceava care se distrează pe plajă la Mamaia, deși ar fi trebuit să se afle în izolare la domiciliu după ce s-a întors în țară. Polițiștii au reușit să o găsească prin intermediul imaginilor postate pe Facebook chiar de către tânără. Aceasta a fost amendată. În imagini se poate observa cum își petrece carantina tânăra abia întoarsă în țară, pe litoralul românesc. Cu toate că trebuia să se afle în carantină la domiciliul din localitatea suceveană Pătrăuți. Autoritățile au căutat-o la adresă în mai multe rânduri, însă femeia de 22 de ani nu a fost de găsit. Astfel că polițiștii au început să caute informații despre femeie printre vecini, însă fără succes. În cele din urmă au fost surprinși să o găsească în vacanță pe litoral, după ce autoritățile i-au identificat contul de pe rețeaua de socializare. Femeia a început să posteze imagini din stațiunea Mamaia, dar și de pe o embarcațiune încă de acum 4 zile, pe care ar fi trebuit să le petreacă în izolare. Polițiștii au sancționat-o cu suma de 1000 de lei pe motiv că nu au găsit-o la domiciliu în perioada carantinei. Chiar dacă pe perioada verii verificările au fost reduse ținându-se cont de numărul mic de infectări, situația se va schimba odată cu începerea valului 4 al pandemiei. Autoritățile din Suceava au anunțat că vor fi intensificate controlele în următoarea perioadă pentru a verifica dacă persoanele întoarse din zonele de risc respectă regulile impuse de carantină. Meteorologii vin tot cu vești nu tocmai plăcute. În septembrie temperaturile vor fi în scădere și uneori vor fi sub valorile normale din prima lună de toamnă. Specialiștii mai anunță că va ploua în toată țara, dar cantitățile de apă nu vor fi foarte mari. Mai multe detalii ne oferă chiar acum domnul Dinu Mărășoiu, meteorolog ANM. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru prezența în jurnal. Bună dimineața. Pentru aceste ultime 2 zile ale lunii august, apreciem că în vestul centru-nordul țării vor fi norări temporare și local averse și descărcări electrice, izolat cantități de apă mai însemnate, dar pentru partea de sud și de est a țării rămânem cu o vreme predominant frumoasă, chiar dacă astăzi în Moldova vor mai fi câteva ore cu norări și izolat cu ploi. În aceste condiții, sigur, temperaturile au valori diferite, respectiv pentru regiunile intracarpatice valorile sunt destul de scăzute, local chiar sub 20 de grade la nivelul temperaturii maxime, ceea ce înseamnă într-adevăr o vreme rece, în timp ce pentru
partea de Oltenia, Muntenia, Dobrogea și mare parte din Moldova, vorbim de temperaturi care depășesc 27 de grade în general, spre 29 de grade în sud-estul țării, ceea ce înseamnă valori normale pentru ultimele două zile ale lunii august. Cu datele de acum, sigur, vom mai veni cu amănunte pe parcursul. Mulțumesc frumos, domnule Mărăciu, trebuie să vă întrerup acum, cer scuze, pentru că mergem la Centrul Național de Coordonare și Conducerea Intervenției Ciolpani, acolo unde pompierii români care au fost în Grecia să ajute la stingerea incendiilor și-au încheiat misiunea și s-au întors acasă. Urmărim chiar acum imagini de acolo, de asemenea este prezent ministrul de interne Lucian Bode și totodată și șeful DSU Raed Arafat. Iată, vedem în imagini cei peste 140 de pompieri salvatori care i-au sprijinit pe omologilor eleni în lupta cu incendiile care au pus stăpânire pe teritoriul grecesc. Urmărim imagini și revenim în platou. Butonier ajutant Popa Cristian, butonier ajutant Lucaciu Petru Claudiu, butonier ajutant Silaghi Ferenț Andraș, butonier ajutant Giori Olimpiu Petru, butonier ajutant... Retragerea americană din Afganistan a intrat în faza finală. Doar 1000 de civili vor mai fi evacuați de pe aeroportul din Kabul, anunță oficialii militari. Detaliem subiectul după pauză. Stați cu noi! Continuăm jurnalul cu informații externe. Retragerea americană din Afganistan a intrat în faza finală. Doar 1000 de civili vor mai fi evacuați de pe aeroportul din Kabul, anunță oficialii militari. Ultimele ore de prezență americană în Afganistan se anunță însă extrem de dificile. În această dimineață, 5 rachete au fost trase de talibani spre aeroport, proiectile interceptate însă de sistemul de apărare antiracheta. Atacul are loc cu mai puțin de 48 de ore înainte ca Statele Unite să finalizeze operațiunea de retragere a trupelor sale, conform calendarului, respectiv la 31 august. Potrivit unor surse din fosta administrație înlăturată de la putere de către talibani cu două săptămâni în urmă, rachetele au fost trase dintr-un vehicul situat în nordul capitalei. Specialiștii avertizau că ultimele zile ale prezenței americane în Afganistan vor fi critice. Duminică, o altă rachetă a fost trasă spre aeroport, însă a ratat ținta și a lovit un imobil din apropiere. Și asta la doar câteva zile după atentatul comis joi în apropierea aeroportului și revendicat de gruparea Statului Islamic, care s-a soldat cu cel puțin 170 de morți, printre care 13 militari americani. Drept represalii, americanii au reușit să lichideze doi lideri teroriști după un atac cu dronă. Confirm as more information has come in that two high profile ISIS targets were killed and one was wounded. Gestul mai mult i-a înfuriat însă pe talibanii care conduc țara și care s-au declarat nemulțumiți de acțiunea Pentagonului. Aceștia s-au declarat pregătiți să preia controlul aeroportului din Kabul imediat ce trupele vor pleca de acolo. Aeroportul a rămas ultimul bastion al Statelor Unite ale Americii după ce talibanii au cucerit Afganistanul în doar câteva zile fără să facă vreun efort. Pe 31 august, Statele Unite se vor retrage definitiv din țara pe care a ocupat-o în urmă cu 20 de ani. Conform unui oficial american, pe aeroportul din Kabul mai erau sâmbătă circa 4.000 de militari ai Statelor Unite. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a confirmat la o conferință de presă că retragerea soldaților americani de pe aeroport a început, dar a refuzat să precizeze efectivele trupelor care mai sunt acolo. Statele Unite și aliații au scos aproximativ 113.500 de oameni din Afganistan în ultimele două săptămâni, dar alte 10.000 care vor să plece rămân în urmă. Peste 90 de țări, între care și România, au anunțat aseară că au primit un nou angajament din partea talibanilor și anume că aceștia vor permite evacuarea tuturor străinilor și cetățenilor afgani care au un permis de ședere în altă parte, chiar și după retragerea trupelor americane. Ne angajăm să ne asigurăm că toți cetățenii rezidenți angajați afgani care au lucrat cu noi și care sunt în pericol să poată continua să meargă liber spre destinații în afara Afganistanului, se arată într-o declarație citată de ziare.com. Vom continua să oferim documente care
permit plecarea unor afgani și avem angajamentul talibanilor că vor putea călători spre țările noastre. Luăm în considerare declarațiile publice ale talibanilor care confirmă această înțelegere, mai menționează declarația citată. Proteste violente în Grecia față de vaccinarea obligatorie a angajaților din sănătate. Aproximativ 7.000 de persoane au manifestat ieri în centrul Atenei împotriva vaccinării obligatorie anticovid a personalului medical, măsură care urmează să intre în vigoare miercuri. Protestul inițial pașnic a degenerat în contre cu forțele de ordine. Mii de antivaxeri greci au ieșit pe străzile din Atena pentru a protesta față de legea care ar obliga personalul medical să se vaccineze. Manifestanții care s-au adunat în piața Sintagma purtau drapelul Greciei și afișau pancarte pe care se putea citi „Nu suntem împotriva vaccinurilor, ci împotriva fascismului” sau „Trăiască democrația”. Protestul inițial pașnic a degenerat în contre cu forțele de ordine care au făcut apel la gaze lacrimogene, în timp ce presa din Grecia spune că unii manifestanți au folosit cocktailuri Molotov. Guvernul elen a luat măsuri pentru a încuraja un număr cât mai mare de oameni să se vaccineze în contextul răspândirii variantei Delta a coronavirusului. 99% dintre bolnavii intubați în spitale sunt nevaccinați. Angajații din centrele pentru vârstnici sunt obligați să se vaccineze încă din 16 august. În acest context, 10 angajați ai unui azil din Volos, în centrul țării, au fost suspendați pentru că au refuzat să fie imunizați. Peste 5,7 milioane de persoane din populația de 10,7 milioane a Greciei s-au vaccinat cu schema completă, însă răspândirea variantei Delta în țară stârnește în continuare mare îngrijorare. Pistolul cu care a fost ucis Billy the Kid, celebrul bandit din perioada Vestului Sălbatic, a fost vândut cu peste 6 milioane de dolari. Este un nou record pentru o armă de foc. Licitația a fost organizată în Los Angeles. 6,03 milioane de dolari. Cu atât a fost vândut revolverul din care a fost tras glonțul care i-a fost fatal lui Billy the Kid, anunță agenția Ager Press. Prețul de vânzare estimat inițial era între 2 și 3 milioane de dolari. Revolverul, un model Colt, i-a aparținut șerifului Pat Garrett. Acesta l-a urmărit pe celebrul bandit american și l-a ucis pe 14 iulie 1881 în New Mexico, potrivit reprezentanților casei de licitații Bonhams. Billy the Kid a murit la vârsta de 21 de ani. Arma care l-a ucis este un vestigiu al uneia dintre cele mai legendare povești din Far West, spun organizatorii licitației. Billy the Kid a fost unul dintre bandiții legendari din Vestul Sălbatic. Viața sa de fugar a inspirat numeroase filme produse la Hollywood. Final de oră, doamnelor și domnilor, sunt Luiza Cergan. Vă mulțumesc pentru atenție. De la Fix vă întâlniți la Jurnal cu Irina Petraru. Zi frumoasă tuturor!